Pe 1 martie, în sala mică a Casei Raionale de Cultură, a fost dat startul tradiționalului Festival Internațional Mărțișor, în pofida reparațiilor care au loc în sala mare a Casei de Cultură, fapt ce a împiedicat desfășurarea festivalului. La amploarea cu care ne-am obișnuit, cei împătimiți de muzică au avut prilejul de a se delecta cu evoluțiile deosebite ale interpreților consacrați. Andreea Braga, Tatiana Țăgârlaș și Ghenadie Moroșanu, cu toți membrii ai studioului muzical Perlele Moldovei, condus de șeful secției raionale cultură Vasile Moroșanu. În fiecare an particip la Festivalul Mărțișor din anii noi. Sunt foarte mulțumită că mă aflu aici, alături de acești minunați oameni. Mulțumesc mult producătorul meu, domnul Vasile Moroșanu, conducătorul Perle Moldovei. Și mulțumim tuturor oamenilor care ne susțin de fiecare dată. Ce-aș mai vrea să adaug și despre prestația noastră, deja a treilea an în San Francisco la Festivalul Mărțișor. Nu avem răbdare să ajungem acolo și suntem încrezuți că împreună cu domnul Vasile Moroșanu o să ajungem acolo și o să facem o sărbătoare, o atmosferă plăcută pentru toate persoanele de acolo, care nu pot să împărtășească această minunată sărbătoare aici în Moldova cu prietenii, cu rudele sale. Noi vom aduce o bucățică, o părticică din moldoveara noastră și din această sărbătoare să le aducem în inimile lor căldură și bunătate. Ca întotdeauna, primăvara, Festivalul Mărțișor are loc în țară și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând, în anienii noi. Chiar în profida circunstanțelor că sala mare este în reparație, nu numai sala mare, toată Casa Raională Culturii este în reparație în capitală, colaboratorii secției culturii, Casa Raională Culturii, biblioteci publice raionale, toți colaboratorii din sate, din toate satele, au alcătuit o agendă foarte încărcată, din pe data din 1 până pe data 10, vor fi cam aproximativ în toate satele, vor fi manifestări culturale de diferit ram. Totodată ne va onora cu prezența și orchestra Doina Armatei, și orchestra Lăutarii, și interpreții Valeriu Cordoneanu, și interpreții Ricu Vodă, și formația Pro Bacchus, și colectivele noastre cu titlurile onorifice model, și concursuri de mărțișoare, concursuri diferite, concursul Smărândița. Deci, colaboratorii s-au stărăduit să facă o agendă foarte încărcată și frumoasă, ceea ce doresc spectatorii. Concerte și festivități dedicate simbolului primăverii vor avea loc în aproape toate localitățile raionului, iar interpreții studioului Perlele Moldovei vor avea un program concertistic la San Francisco, acolo unde, grație artistului popular Vasile Moroșanu, Mărțișorul se desfășoară al treilea an consecutiv. Dorin Ardelean, de la Anenii Noi, pentru Elita TV.